Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent lună-soare în Fecioară și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua etalare este a persoanei la care vă gândiți sau poate fi cineva nou. 5 de monede. Văd că se întoarce aici un 5 de monede. Vă este teamă de ceva la care poate veți fi părăsiți sau nu sunteți siguri de ceva. Haideți să vedem pentru Fecioară. Ce avem pentru ascendent lună soare în Fecioară? Toți cei care doresc să se înscrie pe vlog sau la Academia de Astrologie, să știți că aveți toate linkurile posibile în comentariu. Ce avem aici? 5 de bâte. Ce concurență avem aici? Judecata. 7 de monede. Luna. Iar aici avem un 6 de spade. Foarte frumos. Asta înseamnă vindecare, înseamnă că ceva se întâmplă, ceva ce are de-a face cu viața anterioară. Iar aici acest 5 de bâte cred că este poate concurența cu altcineva. Să vedem aici ce avem. Împăratul. Wow! Deci, cineva care apare în viața voastră cu această energie de împărat. Are foarte multă pasiune, stăpân de sine. Încearcă să vindece. Am senzația că este cineva care are un scop anume de a intra în viața voastră. Au venit în viața voastră sau vin pentru că acel 6 de spade aduce vindecare, grijă, regina de monede, deci au grijă de voi. Este cineva special, cineva care va curăța sau va vindeca ceva care voi ați trăit în zile negre. E un fel de zilele negre sunt pe terminate acum. Și cu siguranță are ceva de-a face cu judecata. Judgment. Judecata înseamnă ceva dintr-o viață anterioară. Iar cinciul acesta de bute e un fel de a fi față în față cu adevărul despre ceva. Haideți să vedem atunci clarificarea. Ce vrea să ne spună? 5 de bâte. Puterea. Ați rezistat și rezistați. 10 de spade. Vedeți, se termină zilele negre. Pajul de monede și 7 de monede. Asta înseamnă că e un fel de a fi față în față cu adevărul și a lăsa lucrurile să curgă natural. Vei regreta ce nu ai făcut și nu ce ai făcut până acum. Luna și steaua. Vedeți, aveți o oportunitate. Acea oportunitate îți cere să ai o aventură frumoasă, săriști. Iar acest lucru care vi-l arată aici, judecata și 10 de săbi, este ceva la care va trebui să ai încredere în destinul tău, să iei lecția respectivă și să mergi mai departe. Este trezirea. 6 de spade, 5 de spade. Cineva poate îți va da niște explicații, va încerca să se scuze, dar voi adevărul deja îl vedeți. Cealaltă persoană. 10 de bâte, magicianul,
4 de băte. Wow, asul de spade și marea preoteasă. Doamne fecioarelor, zecele acesta de băte este cineva care a dus o mare greutate, care a avut multe piedici, se termină acel lucru atât pentru voi cât și pentru ei. Dar vedeți voi, cu zecele ăsta de spade și judecata, voi deja dați pe cineva afară, e un fel de cutting someone out. Deci tai pur și simplu. Este un fel de karmă din trecut. Iar magicianul aici este de fapt cu împărăteasa, energia persoanei respective vine în viața voastră cu un scop anume, de a vă transforma viața. Vezi adevărul și ceea ce îți promite este 4 de băte, un succes extraordinar. Dar încă o dată, va trebui să fii față în față cu adevărul. Aveți 2 ași, 3 de monede, aveți 4 de băte, asul de spade și asul de cupe. Este extraordinar de frumos, pentru că este un nou început. Este independența voastră. Patrul acela de bute vă promite succes. Mergeți mai departe. Este visul vostru, cu alte cuvinte. De ce? Pentru că asul acela de cupe vă spune de fapt că este visul vostru. Iar pentru voi, acest patru de bute, acești 2 ași cu un nou început, înseamnă că este un suflet pereche. Va trebui să vedeți lucrurile în ansamblu de sus, exact ca acest vultur. Să vedeți care este adevărul pentru noi începuturi. Acest nou început pe care îl aveți aici, după acest 10 de spade, vă promite ceva strălucitor, inestimabil de frumos. Marea preoteasă este cu siguranță ceva care vă leagă dintr-o viață anterioară. Past life connection. Haideți să vedem persoana cealaltă. Iar 3 de monede, posibil pentru unii dintre voi, 3-ul acesta de monede, 2 de cupe și 9 de spade. Cred că unii dintre voi cu 10-le de spade ieșiți din... Fie ați luat o hotărâre, fie ieșiți dintr-o separare sau poate chiar un divorț. Pentru că 3-ul acesta de monede, asta îmi spune, și 2 de cupe este uniunea cu un suflet pereche. 9 de spade este de fapt cineva care se gândește constant la voi, dar nu este o gândire pozitivă. Este pur și simplu o frământare a gândurilor, pentru că avem de-a face cu 5 de băte. Cineva care nu este cinstit, este pur și simplu senzația de a vă pierde și încearcă să încetinească lucrurile, pentru că am de-a face cu acest cavaler de monede. Dar în momentul în care am de-a face cu asul acesta, înseamnă că totul ia un nou început. Luna, posibil emoțional sau un șantaj emoțional, dar vedeți voi, moartea este de fapt renașterea voastră. Cu alte cuvinte, aici vă dați seama că o ușă se închide, cealaltă se deschide cu noi începuturi. Este o transformare aici. Haideți să vedem cealaltă persoană, despre ce este vorba. Ce vrea să ne spună cealaltă persoană? Deja a apărut în cărțile voastre în momentul în care le-am luat. Uitați-vă! Este regele de bute, posibil să fie un ascendent lună-soare în săgetător, o persoană pasională,
care pur și simplu dorește să vă facă fericiți. Este visul lor, dar și visul vostru. Este ceva total nou, ieșit afară din tiparul vostru. Wow. Respectul și iubirea față de voi este enormă, pentru că energia voastră este împărăteasă. Faptul că vă unește această legătură, pur și simplu voi oferiți atât vouă cât și celelalte persoane abundență, iubire, vindecare, totul de fapt. Totul este foarte frumos aici. Ce avem la bază? 4 de spade. Va trebui să meditați. Persoana respectivă este încă în acea energie de nu vine să cred. S-a urgat foarte mult pentru a ajunge aici și totul este, de fapt, Saturn și Marea Preoteasă. Asta înseamnă că atunci când ești devotat, atunci când ești aproape de Dumnezeu, atunci când crezi cu adevărat că totul se va împlini, devii prieten cu Saturn. Ce îți cere? Să fii devotat. Să fii cinstit cu tine, să încerci să mergi pe calea cea bună și atunci te va ajuta. Nu îți va pune piedici. Mai ales dacă ești în aceeași lumină cu Dumnezeu. Marea Preoteasă este telepatia. Este secretul vieții. Este ceva la care nici voi nu puteți explica. Este mistic. Este ceva legat din trecutul trecutului. Iar patrul acesta de spade este o minte clară, ceva care până și persoana cealaltă nu are posibilitatea să conceapă ceea ce se întâmplă acum. Dar se vor clarifica. Multe, multe lucruri se vor clarifica. Haideți să vedem ce vrea să ne spună pentru persoana cealaltă. Deci pentru prima dată am de două ori, deci pasiunea pe care o are. Deci nu mai căutați alt răspuns, cine este, unde este sau ce poate să-mi spune. Pur și simplu atât vă spune. Sunt aici pentru a te sprijini de umărul meu. Sunt aici pentru a te proteja. Pentru a-ți oferi totul. Foarte frumos. 10 de cupe, drumuri scurte între, 4 de bute încă o dată. Deci persoana respectivă își dorește nu numai succesul, dar își dorește o relație pentru totdeauna cu voi. Și ăsta este adevărul. Pentru moment nu are puterea să o spună, dar nu dorește să împingă prea mult situația, dar este ceea ce își doresc. Și cred că și voi la fel. Dar e ceva neașteptat la care puțin dintre voi aveți de-a face cu acest vis pe care îl aveți. 2 de bâte. Da, sunt încă între drumuri. E un fel de ai răbdare, mai ai răbdare. Dar patrul acesta de bute și pajul îmi spune cu siguranță că voi sunteți suflete pereche. Voi, magicianul. Foarte frumoasă combinația. Deci, în primul rând, voi aveți guvernator pe Mercur. Deci, cu siguranță, aici manifestați ceva cu adevărat ceea ce doriți, deci fiți atenți la ceea ce vă doriți, pentru că veți atrage. Are o întârziere, dar vedeți voi acest cavaler, chiar dacă aduce o întârziere, este ceva stabil, este ridicat pe niște baze bune.
reale. Doi de spade, va trebui să luați o decizie chiar dacă nu sunteți. E un fel de a fi încercați să dați la o parte niște amintiri din trecut, genul care vă bulversează puțin, dar cu siguranță totul va merge bine pentru că aveți 6 de monede și asta înseamnă un echilibru care va veni din partea Universului. Turnul. Da? Va curăța ceva care v-a oprit în continuu în a avea succes, în a realiza cine sunteți cu adevărat și în urma acestui turn, victoria este de partea voastră, pentru că aveți 6 de monede, împărăteasa și 4 de bute. Cade o bază care nu a ținut. Vedeți? 5 de spade, 5 de monede și un nou început. Vă este puțin teamă ca până și noua relație pe care o veți avea, poate cineva la care nu v-ați așteptat, vă este teamă să nu vă părăsească, dar va trebui să aveți încredere în voi pentru că este total, total diferit de ceea ce ați trăit până acum. Și ceea ce vă spune este un nou început, este a doua oară pe care îl aveți. Și este o nouă iubire, cu siguranță este o nouă iubire. Deci luați riscul acela, nu încercați să stați împotriva acestei energii pentru că este doi de cupe, este suflet pereche. Aveți încredere. Leap of faith. Haideți să vedem din oracol ce avem pentru voi. Ce avem pentru fecioare. Da, este... Bineînțeles că dorești și dorești să ai încredere că este bine să iubești și în același moment să faci un efort să realizezi acest lucru. Iar aici aveți atracție, deci deveniți atractivi. E un fel de a întoarce capurile după voi. Ce mai avem aici pentru voi? Lăsați acea energie negativă, deci nu comparați, să nu comparați, pentru că asta este o nouă iubire. Încercați să reparați tot ce ține de vindecarea familiei sau a situației în care vă aflați, dar acesta este de fapt o nouă iubire. Deci lăsați ex-ul, nu comparați absolut nimic, pentru că vine ceva total nou în viața voastră. Este timpul să curățați această energie. Vedeți? Este timpul să curățați această energie. Numai bine, la revedere și ne auzim, fecioarelor, vă iubesc!